La mulți ani, fericire, încântare și sănătate tuturor! Bun găsit la emisiunea Știință și Cunoaștere! La cumpăna dintre ani, când încă ne mai bucurăm de reveria sărbătorilor și clipelor frumoase, emisiunea noastră de azi vine să ilustreze acele momente de relaxare în care muzica și culoarea vor avea un rol important. Cu toate acestea, nu ne vom situa în afara domeniului de interes al emisiunii, deoarece astăzi vom discuta nu doar despre muzică, tehnici moderne de programare și interpretare muzicală, ci vom pătrunde pentru prima dată în zona meloterapiei și nu numai. Vom face aceasta cu ajutorul invitaților speciali dr. Adrian Borța, compozitor, programator și interpret de muzică electroacustică, căruia îi urez bun venit, și psihologul Marius Crăciun, care se află acum pentru prima dată la noi în emisiune, căruia îi urez de asemenea bun venit la Știință și Cunoaștere. Mulțumesc. Și deoarece ne întâlnim pentru prima dată la această emisiune, trebuie să dezvăluim telespectatorilor faptul că noi ne cunoaștem de aproape 15 ani și am realizat un mini-reportaj la acea vreme despre meloterapie. Am venit atunci cu echipa de filmare la Spitalul Clinic Județean din cartierul Zorilor, unde ați avut un cabinet. Fă-ne o scurtă prezentare a preocupărilor de atunci și până în prezent și de unde ideea folosirii muzicii ca și adjuvant în combaterea unor traume și afecțiuni emoționale. Da, îmi amintesc cu mare plăcere de întâlnirea de acum 15 ani, cum a trecut vremea. Și atunci ai venit cu o casetă, cu un clip în care Tony O'Connor. Da, exact, și era o muzică adecvată și niște imagini din natură. Și împreună, cu un acord, am hotărât să facem un mic experiment pe pacienții pe care aveam acolo la spital. Am ales pacienți eterogene, am ales de vârste diferite, afecțiuni diferite și background cultural diferit. Experimentul a constat în evaluarea tensiunii și ratei cardiace la început și după ce s-a vizionat această casetă. Am constatat după 20 de minute de vizionare o scădere de multe ori semnificativă a tensiunii arteriale și a pulsului. De asemenea, dispoziția afectivă a acestor pacienți a fost foarte pozitivă. Asta este o dovadă că muzica poate avea un rol extrem de important asupra fiziologiei și asupra emoțiilor pacienților. Sigur, interpretarea pe care pacienții au dat-o acestui clip și a muzicii a fost diferită. Unii au fost foarte entuziaști, dar alții au fost într-un fel dezamăgiți că se aștepta la o terapie mult mai organică, cumva. Dar la toți s-a remarcat o scădere a tensiunii arteriale și a pulsului. Chiar și la cei care aveau alte așteptări. Da. Și pentru că suntem la capitolul de meloterapie, aș dori să le oferim telespectatorilor un prim exemplu, aș spune un exemplu inedit, atât în ceea ce privește grafica, concepția, cât mai ales muzica fascinantă, și vreau să repet, fascinantă, compusă de Adrian Borza, pentru care îl felicit și voi reveni cu câteva păreri după ce vom viziona împreună videoclipul pregătit. Thank you.
Adrian ascult de 35 de ani muzică electronică și de film și pot să spun că am audiat mii de ore, probabil peste 10.000 de albume muzicale și mi-am format treptat un simț al percepției legate de muzică, de standardul de calitate muzicală, de profunzime a stărilor pe care acea muzică mi-o oferă și pot să spun că această piesă pe care am pregătit-o și am realizat montajul pentru acest videoclip, consider că este primul dintre cei mai importanți pași pe care i-ai făcut până acum în domeniul muzicii de relaxare și este pentru prima dată când la Știință și Cunoaștere am prezentat o piesă muzicală atât de reușită. Și te felicit foarte mult. Cu această piesă muzicală deja ești printre numele mari, precum Klaus Schulze, Caruneș, Stephen Halpern, Michael Stern, dar odată cu acest pas va veni și munca enorm de multă pentru a atinge această performanță pentru o lucrare, eu sper, de ample dimensiuni sonore, mă gândesc la 50-80 de minute. Și la așa ceva sigur se lucrează cam un an de zile, dar probabil ăsta ar fi pasul următor. Mulțumesc, Cristian, în primul rând pentru cuvintele frumoase de apreciere la adresa muzicii mele. Asta în condițiile în care vin din partea unui meloman, cum ești tu, experimentat, așa cum spuneai, nu doar în număr de albume, ci în poate nenumărate ore de audiție de-a lungul acestor 35 de ani. Deci mulțumesc încă o dată pentru acest fapt. Vorbind despre acest proiect, aș zice că preocuparea mea pentru a compune o muzică care să aibă și un rol meloterapeutic este dintotdeauna, fără exagerare. Chiar dacă nu am denumit, nu am etichetat în acest fel creația mea muzicală. După cum știi, de-a lungul vremii noi am colaborat și proiectele mele anterioare, nenumărate de altfel, au fost mai degrabă în sfera muzicii acusmatice, muzicii cinematice, despre care noi, exact, despre și care noi am vorbit. Mai mult sub formă demonstrativă, adică asta este tehnologia, acestea sunt posibilitățile, am făcut un fel de evaluare din punct de vedere foarte tehnic a modului în care calculatorul, informatica se pot implica în arta audiovizuală. Dar acum atât de reușit a fost și partea de sunet, partea muzicală, încât de aceea am lăsat videoclipul integral. Da, într-adevăr, preocupările mele anterioare au fost, și sigur că vor rămâne acestea, sunt două căi pe care le voi urma undeva în paralel. Adică am să îmi continui activitatea mea în domeniul informaticii muzicale și a muzicii, să zic, în genul electroacustic, dar acest proiect, mai cu seamă, este explicit, de fapt, afirmat în zona meloterapiei. De ce? Pentru că folosesc câteva elemente care, de fapt, induc relaxarea. Și mă gândesc la complexitatea metroritmică a lucrării, politritmia în cazul de față și repetiția. Pinto spunea în 1994 cum că repetiția relaxează simțurile și mintea, de fapt lăsând intelectul să se concentreze. Un lucru foarte important, de fapt, în procesul de învățare, să ne referim doar la acest aspect al învățării. Așa încât intelectul lasă deoparte alte preocupări sau înlătură, de fapt, alte simțuri și gânduri care pot, de fapt, distrage atenția. O să-l întreb acum pe Marius câteva păreri, cum a perceput muzica din punctul de vedere al experienței mai vechi în ceea ce privește meloterapia folosită, muzica folosită ca și adjuvant terapeutic. Da. Piesa care am ascultat-o se bazează pe sunete repetitive care induc relaxarea, dar discutând cu Adrian înainte de emisiune, există posibilitatea ca prin aceste sunete repetitive să se inducă chiar o transă hipnotică. Deci, până la urmă, aceste sunete pot să aibă un efect subtil asupra unor straturi subtile ale conștiinței. Și există situații în care muzica aceasta, combinată eventual cu dansul sau cu imagini, le pot să inducă chiar transa hipnotică. Ceea ce e un rezultat extraordinar, pentru că
foarte puțin compozitori, n-am auzit pe nimeni altcineva în România să mai compună ceva de genul acesta și atât de reușit. Da, eu m-am gândit în primul rând, ca să deconspir câteva, să le numesc așa, secrete, m-am gândit în primul rând la un spațiu imens, să zicem vreo 380 de metri cubi sub pământ, unde locul de desfășurare a acțiunii, dar aceasta, să spun, ar fi doar o caracteristică sau un aspect colateral. În primul rând, am gândit această muzică ca și un ingredient auxiliar, să spunem, pentru diminuarea stresului sau în contextul sau în cazul copiilor hiperactivi, de fapt, la consumarea energiilor lor. Și inclusiv pentru experimente de genul somn semiconștient, conștient sau experimente de dedublare pentru cine are acces în aceste zone. Marius, tot înainte de emisiune mi-ai spus despre un incident foarte interesant pe care aș vrea să îl împărtășim acum cu telespectatorii din experiența ta legată de meloterapie și psihologie ca atare. Pentru a vă relata acest lucru trebuie să facem o excursie în timp. În anii 80, la mijlocul anii 80, o perioadă destul de grea. Lucram tot la spitalul de recuperare și aveam în preocupare pacienți cu tulburări de limbaj datorată accidentelor vasculare. Aceste tulburări de limbaj, cunoscute sub numele de afazie, sunt extrem de invalidante. Și avem un pacient care avea o afazie expresivă de tip Broca, în sensul că el nu putea să exprime niciun cuvânt, nicio silabă, niciun sunet. Încercările mele ca să-i facilitez recuperarea limbajului au dat greș. Dar discutând cu aparținătorii, ei mi-au spus că pacientul înainte de boală era un tip foarte vesel, cânta și era și cantor la biserică. Și atunci, așa, într-o disperare, i-am adresat câteva cuvinte spunând: cântă-ne ceva. Și atunci era în ajunul Crăciunului și a cântat o colindă. Și lucrul ăsta ne-a impactat enorm de mult emoțional, în special pe aparținător, dar pe mine m-a convins că intonația melodică poate fi folosită în recuperarea pacienților afazici. Și ce s-a întâmplat după acea interpretare? După acel eveniment am pus la punct un sistem de terapie și într-un fel m-am bucurat că am făcut o mare descoperire. Dar asta a fost o descoperire de la nivel personal. Neavând literatură, pe la perioada anilor 80, nu era foarte greu. Și pacientul s-a recuperat? Da, în mare parte s-a recuperat prin acest adjuvant în terapie. După aceea m-am dat seama că această terapie era folosită pe scară largă, se numește terapie de intonație melodică, era folosită pe scară largă, mergând după aceea, după anii 90, în specializări în sănătate, am observat că această terapie m-a impactat foarte mult pentru că mi-a schimbat și cursul profesional, aplicându-mă mai mult pe terapia limbajului. Și chiar lucrarea mea de doctorat este în domeniul ăsta, diagnosticul și tratamentul afaziei. E extraordinar. Pot și eu foarte pe scurt să spun o mică istorioară. Pe vremuri am avut o colaborare la clinica doamnei conferențiar Liana Mărginean și veneau diversi pacienți acolo care, o parte dintre ei, dânsa îi alegea pentru că ar fi fost susceptibil de a fi receptiv la meloterapie. Și unul dintre ei avea o problemă foarte serioasă, datorită, în prezent este lector la Facultatea de Geografie și pe vremea respectivă, în urmă cu 10-15 ani, își scria lucrarea de doctorat, dar folosea un monitor de mari dimensiuni care era pus în dreapta tastaturii. Tastatura era în față, cum e poziția corectă stând pe scaun, și de fiecare dată când scria, trebuia să-și orienteze capul spre monitor. Și atât de des a trebuit să facă această mișcare la fiecare cuvânt, să zic, pe care îl scria, încât i-a rămas acel tic nervos. Ce s-a întâmplat? El, fiind cadru didactic, în momentul în care se prezenta la ore, când, datorită faptului că există o mimică, orice profesor are o mimică când prezintă cursurile sau seminariile, când mișca mâinile, automat
îi se întorcea capul spre partea dreaptă. Și a devenit o problemă foarte stringentă și a ajuns la o stare de disperare. A încercat și încerca de fiecare dată să-și controleze mișcarea și nu putea, pentru că devenise un automatism și era preluat de subconștient. Dar pentru faptul că se forța, toată musculatura gâtului s-a întărit formidabil de puternică. El forța în permanență să nu facă mișcarea, dar nu o putea controla, pentru că acolo preluase subconștientul. Era o luptă între conștient și subconștient. Exact, exact. Și când l-am văzut prima dată, și eu m-am speriat. Nu știam ce să fac, cu ce să încep. Și m-am gândit totuși la faptul că această muzică de relaxare ar putea să aibă un efect mai întâi la nivelul musculaturii. Un efect care să îi permită relaxarea musculaturii gâtului. Și i-am oferit câteva piese muzicale pe care le-a ascultat zilnic. L-am sfătuit pe soția lui cum să-i facă un masaj și să facă și o relaxare completă, stând întins pe covor, o relaxare de 10 minute în fiecare zi și după aceea un fel de exercițiu de focalizare a atenției pe un punct fix pe o planșă, care avea un desen și în centru ei era un punct și să facă acel exercițiu de focalizare a atenției. În mod surprinzător, după 3 luni, a început să aibă efecte semnificative și după 6 luni era complet vindecat. Da. Muzica a avut un efect de contraturant asupra lui, în primul rând. Exact, exact. Și aveam și muzică care să-i restaureze încrederea și stima de sine, pentru că erau mai multe aspecte care trebuiau corelate și atunci când asculta acea muzică eroică și plină de orchestrație și care îți dădea așa te făcea să te simți curajos. Înnobilat. Înnobilat, da. Deci, practic, dispoziția afectivă s-a ameliorat, încrederea în sine a crescut și scopurile pe care și le-a propus au putut fi realizabile. Exact, exact. Adrian, de remarcat faptul că această muzică nu devine plictisitoare după ce este audiată de mai multe ori. Pe parcursul montajului videoclipului am ascultat secvențele chiar și de 10 ori fără să simt acea senzație de plictisare, care, cel puțin pentru mine, asta mi-arată un reper de calitate. În cazul piesei On The Way nu am avut această senzație și am fost foarte plăcut surprins. Care e secretul unei muzici ce atrage în permanență și e plăcută ori de câte ori o asculți? Citeam de una zi în Computer Music Journal despre muzică, intelect și semnificație și Marvin Minsky se întreba pe bună dreptate ce ne face să iubim o anumită piesă muzicală și de fapt să o reascultăm. Acum am un răspuns simplu într-un minut, nu cred că nimeni nu poate, dar nici eu nu o să mă aventurez, dar totuși mă aventurez în a numi unul dintre factorii determinanți pe lângă predictibilitate și dozajul informației muzicale dintre nou și renoit ar fi în fond persistența, adică adâncimea care o are anumită lucrare și asta vine, această calitate de altfel vine odată cu experiența deopotrivă profesională unui compozitor, dar și experiența emoțională care este degajată și este de fapt în cele din urmă investită în piesa muzicală. Este timpul să intrăm acum și în partea tehnică și demonstrativă și o să te rog să ne prezinți detalii legate de ceea ce am văzut în videoclip, mișcarea mâinii care generează grafica pe ecran, controlul gestual al imaginii și sigur toate acestea urmează să le vedem și pe acest monitor care îl cuplăm acum la calculatorul tău. Programul meu se ocupă, printre altele, de generat de imagini în două dimensiuni, motiv pentru care în clipul pe care tu cu mare amabilitate și entuziasm l-ai filmat, îți mulțumesc și pentru acest lucru, a fost de fapt inițiativa ta, telespectatorul poate observa puncte și linii. Acum, felul în care aceste puncte, linii, mai sunt și forme geometrice pe care le utilizez, nu neapărat au fost ele folosite în clip, triunghi, pătrați și așa mai departe, felul în care aceste elemente sau particule, cum le numesc eu, se deplasează, de fapt, urmează legea ale fizicii.
Inerție, forță de frecare, hai să ne explici în timp ce se întâmplă acest lucru, să le vedem. Mișcare și accelerație. Eu îți propun ca să nu repetăm neapărat acel clip, ci pur și simplu în 2 minute și jumătate voi propune telespectacolului o piesă de relaxare diferită, dar care, cred eu, este evidentă în demonstrația mea subțintă, cum prin intermediul mâinii, să spun, și de fapt aceste piese care o, se poate observa pe mână, controlez imaginea. Bun. Și anume, în primul rând este vorba de impulsul pe care îl generez sau mișcarea acelor particule, după cum se poate observa, prin modificarea sau mișcarea mâinii pe axa X și Y. Așadar, dacă pe coordonata Y deplasez mâna de la stânga la dreapta, acea focalizare a particulelor se deplasează, iată, de la stânga la dreapta. Altfel, forța inițială este determinată, de fapt, prin mișcarea mâinii pe cealaltă coordonată Y. În plus de acest lucru, aș zice că aș putea schimba și acum... Extraordinar! Asta era chiar un efect hipnotic așa cu... care le... Așa, da. În plus de acest lucru, culoarea pot mișca pe cealaltă coordonată, iată, pe Z, cu alte cuvinte, așadar într-o mișcare mai amplă schimb culoarea. Deci toate aceste elemente, iată, sunt regăsite și controlabile prin intermediul mâinii. Așadar, cu aceste elemente am să încerc să construiesc o piesă audiovizuală aici în studio, în direct. Mișcarea mâinii, în fond, urmărește amplitudinea sunetului. Așadar, elementul repetitiv din piesă este speculat, este utilizat. Cred că telespectatorul își imaginează artificii datorită mișcării acelor particule. Ceea ce este un punct câștigat pentru mine. Că a fost această intenția de a crea în cele din urmă culoare, lumină, bucurie, entuziasm, dar și calmul scontat. Absolut fenomenal. Fenomenal. Nici n-am îndrăznit să comentez peste muzica. Am vrut ca să existe și așa câteva clipe de reverie. Și o să-l întreb acum pe Marius, ne spune ce avantaje ar avea din punct de vedere terapeutic introducerea elementelor vizuale simultan cu audierea muzicii de relaxare. Și probabil că mulți telespectatori își imaginează meloterapia ca fiind doar o
simplă audiție muzicală la căști, dar iată că acum avem un pas înainte și e mai mult decât atât. Da. Este fascinantă combinația dintre sunet și imagine, până la urmă, și culoare. Totdeauna spun că o imagine face cât 1000 de cuvinte, dar pot să parafrazez spunând că și sunetele fac cât 1000 de cuvinte și această combinație influențează extrem de mult dispoziția afectivă și, cum am spus înainte, nivele mai subtile ale conștiinței. Și avem în reluare câteva imagini din clipul anterior. Adrian, despre influența legată de montajul pe care l-am făcut. A fost introduse aceste elemente lent variabile. Fiecare trecere să fie mixată, fiecare mișcare să se producă lent. M-a inspirat tocmai această profunzime a piesei muzicale. Și de aceea am apelat la un montaj în care elementele de imagine să se modifice foarte lent. Da, acest lucru l-am observat și l-apreciez, pentru că a fost, de fapt, în consens, să spun așa, în direcția piesei, chiar dacă existau în piesă, există multe evenimente, de fapt, cum spuneam, complexe la poliritmie, totuși imaginile, prin mișcarea lor sau prin montajul lor, prin acele efect de fade-in, fade-out și de X-fade în cele din urmă, a creat această continuitate, această legătură dintre cadre, cadre care au fost luate, cum tu ziceai, din cinci puncte sau din, nu mai știu, cinci filmări diferite, într-adevăr. Iar combinația, de fapt, acelor cadre sau secvențe a fost făcută, cred, pe linia piesei de a contura secvențe largi, ample, care să nu fie disturbatoare pentru telespectator. Pe când am putea să ne așteptăm la un mega proiect de 50-80 de minute? În fond, eu am această colecție de 50 de piese. Nu este o piesă de 50 de minute, ci de piese care sunt într-un fel legate între ele, datorită tematicii, spuneam, explicite de data aceasta, datorită unității create prin imagine, așa încât cred că mă voi îndrepta în acest an 2014 spre a materializa și acest proiect. Știu, poate la o salină Wielicka din Polonia sau la Pride sau eu știu, în alte locuri în care s-ar preta acest lucru ca și eveniment social, ca și eveniment artistic, dar iată cu conotații în meloterapie. Ce alte completări ne-ai mai putea spune despre partea legată de influența muzicii în terapie. Deci pentru ca telespectatorii să înțeleagă faptul că muzica poate să aibă un rol semnificativ, dar pe de altă parte ea nu exclude și alte tratamente care sunt necesare pentru cealaltă parte legată de afecțiuni organice sau... Da. Acum, experiența mea profesională mă face să fiu mai puțin entuziast, adică de multe ori chiar sceptic. Când ești tânăr și mai entuziast. Consider că meloterapia poate fi un bun adjuvant în terapiile moderne, chiar și în bolile psihice și în bolile organice invalidante. Dar gândesc mai mult că ar putea fi adjuvant, în special pentru reglarea dispozițiilor afective și, cum spuneam înainte, aceste dispoziții pozitive pot să genereze încredere și, în special, în boli invalidante pot să combată depresia consecutivă acestor boli. Am înțeles că lucrez și în domeniul psihologiei sportive. Asta este, să zic, cumva, aș vrea să profit de ocazia că ești prezent acum pentru prima dată la Știință și Cunoaștere și să ne povestești ceva și despre zona aceasta. Da, cu mare plăcere. În ultimii 10 ani mi-am îndreptat atenția, o parte din activitatea mea, în consilierea sportivilor de mare performanță. Eu sunt psihologul lotului olimpic de judo, lot care a obținut rezultate remarcabile la olimpiade și la campionate mondiale și europene. Și în cadrul acestei consilieri, îndrum sportivii să folosească muzica, în special în perioada de pre-start, pentru a-și regla dispoziția afectivă și nivelul de activare.
mai ales că dispoziția afectivă se cunoaște, poate fi un bun predictor al performanței sportive, în special în sporturile de contact și în sporturile care durează foarte puțin. Deci o dispoziție afectivă pozitivă influențează pozitiv și performanța. Și atunci, toți sportivii cam ascultă în căști muzică, dar eu îndrum să asculte muzica care este cea mai adecvată pentru ei și după principiul, după care dacă ei se simt dezactivați sau triști sau plictisiți, să asculte muzică mai ritmată. Exact. Iar dacă ei se simt, ei trebuie să-și asculte corpul în primul rând, cum da. Funcționează. Dacă au un nivel de anxietate mai mare și o activare peste măsură, să asculte muzică mai lentă, cu mai puține bătăi pe minut, deci un ritm mai lent. Și am playlist-uri așa de muzică potrivită și ei își aleg muzica pe care o să o asculte sub această îndrumare pe care eu pot să le dau. Și conștientizare a faptului că nivelul de activare trebuie să fie optimal. Și fiecare sportiv, mai ales cel rutinat, își cunoaște deja nivelul de activare în care performanța lui este optimă. Și poate face aceste corecții și prin muzică, printre altele. E fascinant. Deci și la sportiv ai aplicat meloterapia. Da, sigur. Printre alte metode de consiliere psihologică. Adrian, noi n-am vorbit niciodată în emisiune până acum de modul în care sunetul ar trebui să fie ascultat de către cel care folosește muzica, nu neapărat ca adjuvant, ci și ca și o metodă de relaxare și de a se simți bine, de a aprofunda calitatea ei muzicală la un nivel de audiție și la o calitate asigurată prin niște instrumente, niște aparate care să redea acel sunet, totuși la niște standarde, adică nu e suficient să pui două boxe din acelea mici cât o cutie de chibrite la un laptop și să spui că ai o audiție de calitate. Și tu ai auzit cum se aude la mine, am scris și această carte în care am prezentat câteva puncte de reper pentru amatori, cum să-și construiască sau cel puțin să înțeleagă cum ar trebui să se audă muzica. Da, aici cred că ar fi două probleme. Dincolo de aparate, dincolo de iPod, de iPhone sau pe, eu știu, MP3 playere pe care astăzi noi le folosim, deci dincolo de calitățile intrinsece ale aparatelor, o muzică bună rămâne o muzică bună pe absolut orice fel de aparat digital. Chiar nu vorbeam la un moment dat că o muzică bună va rezona în sufletul omului, dincolo de faptul că e difuzată într-un monitor de un registru mediu. Să eu am descoperit un univers al sunetelor. Spuneam că asta pe de-o parte. Da. Pe de altă parte, sigur, pentru melomanii care pasionați și se doresc a fi foarte bine instruiți în cele care privesc audiția, pretențiile lor sigur că sunt mari și atunci ori își construiesc, cum ai făcut tu, ori investesc sume considerabile până la difuzoare sau incinte autoamplificate de $15,000 astăzi. Mii de dolari. Mii de 15.000 de dolari. Și astea pentru uzul în home cinema sau în uzul de acasă, comun, nu neapărat eu știu, în săli speciale de difuzare. Așa încât eu aș încuraja ca, dacă își permit să investească în echipamente performante, pentru că va crește implicit nivelul sonor, calitatea sonoră a sunetului, dar în același timp să nu scape din vedere calitatea muzicii pe care o ascult și, de fapt, recomandarea mea, cred că asta a fost din totdeauna, de a asculta orice fel de gen muzical, de la muzici tradiționale, sofii sau, eu știu, muzici japoneze tradiționale, muzică tradițională românească, până la muzica contemporană. Muzică de film. Cultă, bineînțeles, trecând prin muzica de film, muzica de jazz, așa mai departe. De fapt, din toate genurile muzicale. Ca și proiecte de viitor, ce ți-ai propus pentru anul 2014? Păi, cred că pe agenda deja am trei evenimente. În 2014 am un festival la București, muzică modernă, un spectacol coreografic la Lyon,
O invitație la festival în finalul anului la Institutul de Tehnologie din Germania, Karlsruhe, în care voi fi prezent cu aceste noi elemente pe care le-am realizat în 2013, cu inclusiv programul și improvizație în timp real. Este într-adevăr vorba de imagine și sunet în timp real. Și cum deja anunțasem atunci când m-ai întrebat de-a lungul emisiunii, mă gândesc că acest nou proiect, mai special cu o gramatică paradoxal diferită față de cele pe care le-am utilizat mai devreme în proiectele mele, în contexte potrivite, cum spuneam, saline. Mai ai cumva posibilitate să proiectezi încă un videoclip? Am mai avea câteva minute la dispoziție și să oferim telespectatorilor integral și fără comentariile noastre încă o demonstrație? Sigur, putem să reluăm piesa On The Way și am să fac demonstrația aici în timp real. Thank you.
excepțional, dar e foarte diferită grafica acum față de ceea ce a fost în videoclipul montat. Într-adevăr, programul reacționează în mod diferit. Construcțiile geometrice care sunt acolo sunt întotdeauna altele. Așa a fost, așa am conceput de la început programul, ca să nu fie plictisitor și să fie evidentă, de fapt, această relație de manipulare a imaginii și culorii. Câteva noi impresii legate de... Mă gândeam ce mult ar ajuta eventual persoane cu handicap sau cu retard mental să compună ei imagini. Cred adică că să fie în fața monitorului? E ca un fel de reacție, de feedback? Da. Și să reușească ei să compună imagini. Sigur, asistați. De fapt, eu citisem despre aceste lucruri, cum impactul artei și, de fapt, activitatea artistică a celor cu probleme. Mă rog, și oameni normal cu care vor să-și reangajeze, de fapt, emoțiile interioare, dar mai ales cei care au probleme medicale. M-am gândit la Ciofu sau la Pavel, cu care sunt, cum și Marius spunea, înainte emisiune, când vorbim despre asta, sunt personalități recunoscute în acest domeniu. Și ei spuneau că arta are un rol foarte important, adică acei pacienți, că vorbim de cazuri clinice, să au fost și sau să fie angajați, de fapt, în acest proces al creației. Lucru ce îi dezinhibă, cred eu. Nu sunt psiholog, nu sunt nici meloterapeut, eu sunt compozitor în cele din urmă. Dar din cunoștințele pe care le-am acumulat, înțeleg și eu acest lucru, că e de un real folos ca acei pacienți să fie angajați în actul creației. Fie că e vorba de sunet, fie că e vorba de cântare, pur și simplu. A cânta cu vocea sau a cânta la un instrument e un element important, sau să fie angajați în desene. Chiar am și văzut, de fapt, anumite desene, anumite schițe sau, eu știu, chiar picturi, pentru că au fost făcute în culoare, ale acelor pacienți. Și pentru ei asta a însemnat degajarea. A însemnat în cele din urmă comunicare cu exteriorul. Așa, o latură activă a meloterapiei, doar pasivă. Da. Exact, ceea ce vorbim noi aici este pasivitate. Ci să participi. Eu, de exemplu, am citit ceva legat de intonația vocalelor. Deci, vocalele, A, E, I, O, U, E, I, toate acestea, prin intonație, au un anumit efect în diverse zone ale corpului. Și, tot așa, ca adjuvant, au putut fi folosite cu mare succes. Acum, sigur că în recent este un teoretician, a zice eu, foarte important, un teoretician elvețian, Joel Steinmaster, care de fapt propune, a obținut și un patent, un brevet de invenție în Franța și Statele Unite, cum prin intermediul a 7 frecvențe poate să manipuleze sau să facă proteinele să reacționeze, să reverbereze la cele frecvențe, ceea ce, bineînțeles, înseamnă efectiv manipularea ADN-ului prin frecvențe. Nu era vorba de muzică, era vorba pur și simplu de frecvențe, sunete difuzate. Da, aici, de exemplu, chiar acel om de afaceri, Monroe, de unde apar imprimările pe care le-a scos pe vremea când funcționa Monroe Institute cu meta-music, îi spuneam, sau meta-muzică. Era formată tot așa din sunete, cum ar fi zgomot alb sau sunetul unui pârâiaș sau valuri de mare, și suprapunea sugestii sau diverse elemente care ajutau la experimente de tot felul. Da, de altfel, în continuare aceste idei de manipulare a elementelor importante chimice, cercetările și, de fapt, demonstrațiile s-au făcut pe plante. Acest demers este de foarte multă vreme, dar mă gândesc din nou la Joel Steinmaster, cum experimentele lui au demonstrat, într-adevăr, că o plantă care este, să spun, ajutată cu un anumit tip de muzică și în special cu invenția lui, cu sunetele care corespund proteinelor, a reușit ca planta să se ridice și să crească mult mai
tare, mult mai insistent, mult mai important decât o creștere a ei naturală. Bănuiesc că sunt necesare pe om studii mai atente și de validare științifică acestor abordări. Dar ar fi șanse să se implementeze așa ceva în centrele terapeutice ca și adjuvant? S-ar putea, dar în primul rând ar trebui să avem o validare științifică acestor experimente și după aceea se pot generaliza. Ne apropiem de finalul emisiunii și mai am o întrebare pentru Adrian și pentru Marius. Deja tu ne-ai povestit despre proiectele de viitor, dar ce ți-ai propus tu în ceea ce privește aplicațiile viitoare în psihologie și meloterapie? Ce ai dori să poți realiza? În viitor nu mi-aș ascult de o colaborare cu Adrian în domeniul ăsta și piesele compuse de el să, într-un fel, să le validez aspectul științific și să măsor intensitatea dispozițiilor afective. Pentru că acum cercetarea, în special în domeniul emoțiilor, este foarte intensă la nivelul specialiștilor. Și o colaborare ar fi chiar binevenită în domeniul ăsta. Cu mare plăcere. Noi, ca să mai fac o altă mărturisire, eu cu Marius ne cunoaștem de altfel de 200, mă cred. Cam așa. Și încă de la prima noastră întâlnire în cabinetul domniei sale, am avut plăcerea să, într-o jumătate de oră, să ne descoperim unul pe celălalt și să creăm un fel de liant la acest nivel profesional. Așa că, cu mare, mare bucurie. Mă bucur și eu. Aș vrea ca să validăm, într-adevăr, aceste demersuri, că despre acest lucru vorbim în cele din urmă. E extraordinar și am ajuns, iată, la finalul acestei ediții speciale pe care o difuzăm în aceste zile de sărbătoare, o ediție pe care o vom putea relua și la anul ce vine și sper să avem ocazia de a-i reîntâlni pe invitații mei la următoarele episoade dedicate acestui miniserial pe care l-am numit Muzică și Culoare. Vă mulțumesc pentru participare la Știință și Cunoaștere, vă mulțumesc și dumneavoastră pentru faptul că ne-ați urmărit. Vă mulțumesc pentru zecile de mesaje de apreciere pe care le citesc pe internet în fiecare zi. Este deosebit de bucurător faptul că apreciați emisiunea noastră, care are subiecte atât de diversificate. Fiți alături de noi data viitoare la o nouă întâlnire cu Știință și Cunoaștere.